Mulțumesc. Bună ziua! Vă propun la început un scurt program de muzică ușoară interpretat de trei cântăreți din Bacău. Pe unul dintre ei, Constantin Adoleanu, îl regăsim după o lungă absență, dar cu promisiunea din partea realizatorilor de a-i înscrie numele și pe genericul altor emisiuni. În schimb, Gheorghe Ciobanu și Rozina Cambos sunt la debutul lor. Tocmai de aceea vi prezentăm chiar la deschidere în frumosul cadru al Slănicului. Cadru! Adună clipele pierdute până acum. Ieri rătăceai fără rost printre iubiri de-o zi, doar nefericirea îți ieșea în cale. Cu tot ce-a fost până acum nu te vei întâlni, azi nu mai risipi ani vieții tale. Adună clipele pierdute, uitării nu le da, ele-ți vor aminti greșeala ta. Adună clipele pierdute și pune-n locul lor doar flori de împlinit pe viitor. Da, ieri nu vedeai câte flori creșteau în jurul tău, îți ieșeau în cale spinile. Azi e adevărat, te-ai schimbat, te-ai depărtat de rău, ți-ai pătruns în suflet farmecul iubirii. Adună clipele pierdute, uitării nu le da, ele-ți vor aminti greșeala ta. Adună clipele pierdute și pune-n locul lor doar flori de împlinit pe viitor. Da, frumoase rochii. Și eu am purtat la fel și nu-mi stăteau rău deloc. Dar nu știu cum se întâmpla că niciodată nu mi s-a acordat atâta atenție ca acum de când port rochia asta simplă, modestă. Cred că e o rochie fermecată. N-a costat prea mult. Nu poartă nici semnătura lui Pierre Cardin, nici Saint Laurent, nici măcar a cooperativei Arta Modei. Poartă semnătura lui Tanti Ancuța, mătușa mea dinspre mamă. Ciudat, foarte ciudat. Rochia asta face miracole. Uite, înainte serile purtam un capot lung, vaporos, așa cu guler Maria Stuart. Și totuși soțul meu, cum primea un telefon de la prietenul lui Panait, care îl chema la o tablă, se topea de acasă, nemuritor și rece. Ei, de când mă îmbrac așa, discuția dintre ei doi decurge cam așa. Mitică, nu vii la o tablă? Nu vin, frate Panaită, cam pere și acasă. Da, altă dată dimineața plecam îmbrăcată într-o rochie nostimă, foc și destul de scurticică. Toți călătorii din tramvai îmi zâmbeau cu simpatie. Da, e adevărat că ei îmi zâmbeau din vagon și eu le zâmbeam de pe scară, dar în prima zi când am îmbrăcat rochia minune, m-am suit într-un tramvai în care era un singur călător. E bine, chiar și acesta a sărit ca ars să-mi ofere locul. Nu mai spun că odată la alimentară i-am spus vânzătorului: conserva asta de pește e depășită de o lună. Și el m-a repezit: pe ce n-ai venit să o iei luna trecută? Acum m-am dus îmbrăcat așa să cumpăr o cutie de ceară de parchet.
Și el mi-a șoptit discret: nu o luați, că nu e proaspătă. Ce înseamnă o rochie? Acum soțul meu mă duce și mă duce zilnic cu mașina la serviciu. Înainte, când purtam alte rochii, toată săptămâna mașina era a lui și numai lunea mi-o lăsa mie să o spăl. Astă iarna am purtat pantaloni și la serviciu au avut un efect formidabil. Colectivul de bărbați mi-a acordat toată încrederea și m-a trimis la curăța zăpadă. Acum, când m-a văzut directorul ascuțind un creion, mi l-a smuls pur și simplu din mână și l-a pus pe inginerul șef să-mi ascută creioanele pentru întreg trimestrul. Da, dar omul care m-a întâlnit cu cele mai diferite toalete este portarul blocului. Da, mă vedea cu butelia într-o mână, cu sacoșa în cealaltă, cu cheile de la ușă în dinți și mă învăța să deschid ușa cu piciorul. Azi dimineață veneam doar cu o pungă de pufuleți. Portarul grijuliu mi-a luat-o din mână, mi-a dus-o până la lift. Ca să nu mai spun că toate rochile mele albe erau gri, din pricina fumului de la țigările soțului meu, da. Acum nici să nu mai audă de țigări. A interzis în casă până și scrumbia fumată. În seara când am aniversat 3 ani de la căsătoria noastră, am vrut să-i fac soțului meu o surpriză, mi-am îmbrăcat o rochie nouă de seară. Dar nici n-a apucat să mi-o admire, pentru că a început să plângă copilul vecinului nostru de sus și de nervi bărbatul meu a plecat să se plimbe în parc. Dar astăzi, de câte ori aude copilul vecinului plângând, iese pe balcon și strigă: vecine, nu se aude prea clar, fii bun și dă copilul mai tare. Da. Și când te gândești că eu am un dulap plin cu rochii și nu por decât pe asta, dar parcă pot să mai îmbrac alta până luna viitoare, când nasc.